Vă salut, bunii mei prieteni, trecem de zor la treabă. Astăzi este miercuri și noi, ca de obicei, avem exercițiile noastre de discernământ. Vă rog să puneți un like și să vă abonați la canalul nostru de YouTube. S-a întâmplat așa că am privit cu un ochi comentariile și emisiunii trecute. Nu reușesc. Eu citesc așa pentru cei care sunt interesați ce relație am eu cu emisiunea mea. Să știți că eu nu foarte rar ascult emisiunile mele pe care le-am făcut, pentru că de obicei le țin minte, le știu cei ce v-am spus. Prin comentarii mă uit doar în primele, poate o zi mă mai uit în comentarii. Pe urmă, comentariile sunt pentru comentarii. Înțeleg că lumea acolo și-a găsit un loc de discuții și asta mă bucură. Numai că data trecută am văzut că numărul comentariilor au depășit numărul like-urilor. Așa că eu vă rog să puneți și like-uri. Comentați, înjurați, spuneți-vă punctul de vedere, critic, dacă am timp să-l citesc și țin cont de el, desigur că o fac lucrul ăsta, înjurăturile dumneavoastră mă amuză, dar nu uitați să puneți și un like și să rugați și pe alții să se aboneze la canalul nostru de YouTube. Noi punem multă miză pe acest canal de YouTube pentru că este portița noastră deschisă spre dumneavoastră să influențăm cumva opinia publică și dacă reușim ne bucurăm de fiecare dată. Bunii mei prieteni, au trecut deja 10 zile de când noua guvernare, adică de când un singur partid din Republica Moldova a câștigat alegerile din 11 iulie și deja sunt primele semne de îngrijorare. Eu chiar mă îngrijorez de ceea ce ne se întâmplă nouă și eu am să vă explic acum de ce. Un asemenea eveniment cum s-a întâmplat în 11 iulie se întâmplă foarte rar. Din care cauză s-a întâmplat acest eveniment? Fiecare avem opinia noastră, dar sunt și lucruri obiectiv cuantificabile, adică noi știm cum societatea asta a ajuns în starea asta în care n-a mai vrut să lehmitui de toate personajele alea oribile ale mafiei locale, a celor care au fost pe lângă Dodon, Plahotniuc și așa mai departe. Noi știm cum o singură formațiune politică, în cazul ăsta PAS și Maia Sandu, au tras lozul ăsta câștigător, biletul ăsta de loterie câștigător. Ce o să facă ei cu acest capital? Încă nu știm. Dar sunt primele semne de îngrijorare pe care am să vă le spun astăzi. Au trecut 10 zile și eu cred că un asemenea câștig impunea un alt comportament din partea celor care au câștigat. Eu mă așteptam din partea lor la un fel de triumf al acestei victorii, dar la un fel de triumf nu în sensul de baluri și bucurie că au câștigat și veselie că și-au aranjat viața 4 ani înainte, ci așa cum, spre exemplu, am să vă aduc un exemplu, deși el nu este foarte fericit exemplu pe care vi-l aduc, dar vi-l aduc tocmai ca să înțelegem ce pericole stau în fața noastră. În 96, eu am trăit o bucurie foarte mare. În România, pentru prima dată, după 7 ani de la Revoluție, după ce Corneliu Coposu și alți disidenți din perioada lui Ceaușescu au reușit să creeze premizele venirii opoziției la guvernare, asta s-a întâmplat. Corneliu Coposu nu a avut posibilitate să vadă cu ochii lui această zi, pentru că a murit cu un an înainte de 96. Eu l-am cunoscut pe Corneliu Coposu și vreau să vă spun că în preajma lui Coposu, eu în viața asta de câte ori m-am întâlnit cu cineva, m-am întâlnit cu multă lume, dar doi oameni m-au impresionat extraordinar. Mă refer acum la spațiul nostru românesc. Ăsta a fost Corneliu Coposu și Părintele Cleopa. În preajma acestor oameni, parcă te aflai în preajma unei mari stihii. Așa te simți în fața unei mări învolburate, la poalele unui munte, cum ar fi Everest, nu l-am văzut, dar mi-închipui că așa m-aș simți, am văzut alți munți mai mici, dar deci asta este impresia și sentimentul pe care îl ai când te afli alături de acești oameni. Indiferent că acești oameni spun ceva sau tac, ai același sentiment. Eu am fost impresionat foarte mult de Părintele Cleopa și se pare că în discursurile mele aici, în cadrul emisiunii asta, v-am vorbit despre emoția pe care am trăit-o alături de Părintele Cleopa. Păi Părintele Cleopa care stătuse în sihăstrie, în pustnicie,
stând, a stat vreo 13 ani a stat în Sumar, a stat cu o Biblie în mână în munți și a mâncat pomușoare în pădure și avea o minte extrem de lucidă. Păi Corneliu Coposu a stat 17 ani în pușcării comuniste și a apucat și Revoluția din 89 și a apucat să pună bazele unei opoziții. Mare lucru nici el nu știa, pentru că a avut memoria lui Maniu, memoria interbelică, dar și-a avut o luciditate a mintei și a reușit să pregătească în România o altă clasă politică. Ei, în 96 vine la guvernare Convenția Democrată și într-o alianță cu Partidul Democrat și Emil Constantinescu, care era un discipol de al lui Corneliu Coposu, pregătit de ei, un rector universității din București, un om de știință, un om care a sprijinit orășelul ăla care s-a făcut acolo în piața universității în 90, când au făcut zonă liberă de comunism. Și Constantinescu reprezenta la acel moment o mare speranță că opoziția din România sau dreapta românească va reuși în demersul ei. Ei, când Convenția Democrată a câștigat alegerile, eu am trăit un sentiment, și vă spun în paralelă cu ceea ce ni s-a întâmplat nouă acum, am trăit un sentiment că chiar s-a întâmplat ceva grandios. De ce? Pentru că Convenția Democrată a triumfat într-un fel anume acest eveniment. La câteva zile după ce au obținut această victorie, Convenția Democrată au ieșit ca aproape în timpul Revoluției, când au ieșit revoluționarii la televiziune, cam așa a ieșit Convenția Democrată în fața oamenilor, să le anunțe despre victoria lor. Vedeai și responsabilitate pe fața lor, aveau un program care se numea Contractul cu România și aveai speranța, adică ei, prin acel demers pe care l-au făcut public, au creat o agendă publică. O agendă publică întotdeauna îți creează o energetică publică care te sprijină. Eu m-am așteptat, sincer să vă spun, știind că Maia Sandu și Partidul PAS au niște parteneri europeni care au o experiență politică mai îndelungată, eu sincer m-am așteptat că au niște consultanți care să le spună că după ce luni dimineață au triumfat sau toată noaptea, duminică 11-12, au triumfat această victorie ca la un bal absolut firesc și eu nu-l condamn, cred că au strigat, s-au veselit, am văzut și imagini, m-am gândit că să mai odihnesc o zi, două, după care fac un forum în care să anunțe programul lor de guvernare, să anunțe ideile lor de guvernare, să iasă la televizor, la TVM, să le ceară timp de antenă, să iasă cu sprijinătorii lor, să iasă într-un demers public în care să spună: domnilor, ceea ce ați așteptat s-a întâmplat, noi am venit, ne asumăm această responsabilitate, și să facă nu neapărat un program politic, dar așa cum a făcut atunci CDR-ul, așa cum a făcut un contract cu România, așa să facă un contract cu societatea asta. Nu, eu pot să trec peste populismele lor din campanie electorală dacă ei ar fi făcut așa ceva. Noastră, vă dați seama că au trecut 10 zile și nu există agendă publică. Iar în politică contează foarte mult cadența, contează ritmul cu care încerci să faci ceva. Adică lumea ar fi trebuit să aibă imediat satisfacția că votul lor s-a transformat într-o revoluție. Într-o revoluție, bun, nu fac constituantă, va fi parlamentul, au totul pe mâna lor, dar ei trebuiau să facă agenda publică. Dacă ei făceau un asemenea demers public, acum la televiziunile din Republica Moldova s-ar fi discutat acea agendă publică. Nu agenda lui Viorel Moral sau a lui Litvinenko sau a Laiba din Pasul Maia Sandu, care acționează cam cum a acționat Năstase după ce a câștigat în primăria Chișinău,
a mers la Gaudiamus să bată cu fundul de pietrele de la Gaudiamus, nu știu din care interes și nu știu din care rătăcire a făcut el chestia aceea, în loc să se ducă la primărie și să nu mai iasă de acolo să lupte pentru mandatul lui de primar. Deci eu m-am așteptat aici de un triumf de felul ăsta. Eu m-am așteptat că ei să apucă să facă agenda. Că nu le face agenda imediat după alegeri, nu le face Litvinenko, Alaiba și Natasha Morari la TVO. Prin Viorel Morari, care la ora actuală, Viorel Morari are o agendă. Și toți procurorii corupți din Procuratura Republicii Moldova care speră că reușesc să-și pună un alt procuror, au o agendă la ora actuală. Iar Maia Sandu și PAS nu au agenda asta. Înțelegeți ce vă spun eu? Și eu acum vă spun lucrul ăsta în speranța că nu-i târziu să fac o agendă publică, chiar până la instalarea guvernului. Înțelegeți ce vă spun? Că instalarea guvernului presupune niște proceduri. Niște proceduri, validarea mandatelor, că acum o spune lumea, dar ce vreți, n-au validat. Eu nu mă refer la procedurile legale de intrare la guvernare, mă refer la acțiunile politice și la crearea unei agende publice. Acum nu stăteau prin studiouri ăștia, deci oamenii trimiși de Viorel Morari să-l deie jos pe Stoianoglu. Nu era discuția asta, dacă ei admitem că singura lor cauză mare este înlăturarea lui Stoianoglu, atunci am încurcat-o cu toții. Chiar am încurcat-o. Iar cel mai mult au încurcat-o cei care chiar au sperat că PAS-ul poate să schimbe situația în Republica Moldova. Dar vă spun încă o dată, la un număr atât de mare de voturi, tac toți și încearcă să ajute. Și eu sunt gata și v-am spus că eu, în momentul în care societatea asta a făcut o investiție atât de mare, atunci când te ocupi de politică, nu poți să vorbești altfel decât vorbesc eu acum, că vrei să pui umărul și să sprijini în cazul ăsta, dar nu poți atunci când oamenii ăștia nu au responsabilitatea acestui vot masiv care s-a dat pentru ei. Ca să înțelegeți, Maia Sandu și PAS încă n-au făcut nimic. Ei au luat, așa cum vă spuneam, doar un credit. Poporul ăsta, așa cum fac banchirii, le-a dat un credit. Și le-a dat un credit, mă tem să nu fie neperformant, pentru că n-au stat să negocieze creditul ăsta. Despre asta vorbesc eu acum. Da, ei au un termen de grație, dar vor trebui să plătească plățile scadente și dobânzile mai greu decât alții. Pentru că așteptările lumilor, oamenilor sunt foarte mari. Dar au trecut 10 zile și ceea ce vedem noi pe agenda publică te sperie. Te sperie. Cum să ai un câștig atât de mare și să nu strigi din toate goarnele mobilizare și chemare? Pentru că nu doar reforma justiției, care este un factor foarte important, deci această guvernare, care are totul, poate adopta legi ordinare, organice, dacă au un pic de imaginație, pot modifica și Constituția dacă se apucă de muncă și vor să o schimbe. Chiar dacă eu cred că în momentul în care ascultau sfatul nostru, ei, PAS-ul și celelalte partide, era șansa, acum o vedem că era șansa să ia și o majoritate constituțională. Dar acum te tem, eu nu știu dacă, acum te tem când vezi că singurul punct de pe agenda publică este dorința a câtorva de acolo din PAS de a schimba pe Stoianoglu. Acum, apropo de chestia asta, haideți, eu acum să vă spun un lucru. Dacă am admite că Stoianoglu este un procuror rău, un procuror neprofesionist, un procuror, lăsăm într-o parte acum afilierile, știu eu că ar putea fi afiliat cuiva. Deci, chiar dacă admitem asta, deci, curajul unei guvernări democratice este să guvernezi cu un procuror care nu-ți aparține. Deci, să guvernezi cu un procuror străin. În cazul ăsta, procurorul ăsta este străin de această guvernare. Doar noi atunci când criticăm un procuror general, pentru ce îl criticăm? Că face joc cu guvernării. Nicăieri un procuror general într-o țară ca a noastră nu poate face guvernarea, nu poate face jocul opoziției, nu? Adică, dar la ora actuală cine e guvernarea? Guvernarea e PAS și Maia Sandu. Deci nu este în interesul acestei societăți ca acest procuror să nu fie actualei guvernări? Pentru că toți până acum, până la PAS și Maia Sandu, după ce au venit la guvernare și au tras procurorul lor.
Nu credeți că de data asta ar fi bine ca procurorul? Facem abstracții de cum este procurorul ăsta. Deci nu credeți că ar fi bine ca acest procuror să fie străin? Să fie străin de această guvernare? Pentru că tot ce aici se vorbește în spațiu public despre acest procuror este, cred că, 1 sau 2% din activitatea procuraturii. Procuratura este preocupată nu numai de agenda publică. Că Stoianoglu e om cum scade, eu n-am îndoieli. Că Stoianoglu e bun profesionist, nici aici, cred că, eu nu pot să apreciez profesionalismul lui. Dar din ceea ce aud, este și bun profesionist. Înțelegeți ce vă spun? Alte lucruri despre care le știm noi despre Stoianoglu. Asta e lucrurile care au fost create pe ecranele televizoarelor. De agenții lui Viorel Morar, Rață, Morar, Natasha Morar și alții care de pe la TV8, aceia care fac agenda pentru ei și așa mai departe. Asta știm noi. Dar chiar dacă admitem că Stoianoglu n-ar fi așa cum vă spun, dacă admitem chiar că Stoianoglu ar fi fost guvernării care a fost, acum guvernarea e alta și procurorul trebuie să fie străin. În primul rând străin de această guvernare. Iar noi, de 10 zile după ce a plecat Dodon cu toată mizeria lui, agenda ne-o face Natasha Morar la TV8. Și discuțiile sunt despre procurorul general. Dar eu vă zic că eu așteptam un contract cu Republica Moldova pe care l-ar fi făcut această nouă guvernare, care și-ar fi înțeles marea responsabilitate pe care o au. Pentru că nu doar reforma justiției, care e un punct mare în agenda, dar și aici trebuie nuanțate niște lucruri. Dar avem de făcut, noi avem de făcut o lucrare mult mai grandioasă, nu mai importantă, și importantă. Nu zic mai importantă decât justiția, care trebuie să ne asigure investiții și imagine externă bună. Dar mult mai grandioasă, pornind de la resursele umane, de la resursele financiare, de la logistica pe care trebuie să o aplicăm, este reforma administrației, administrației centrale și administrației locale. Noi fără această reformă nu facem niciun pas înainte. Noi avem nevoie de o reformă agrară. Noi avem nevoie de o reformă funciară, a relațiilor funciare. Și astea toate pot fi făcut într-un termen foarte, foarte scurt. Și dacă nu se păstrează o anumită cadență, dacă nu păstrăm un anumit element de tactici de război, nimic din asta nu se întâmplă. Pentru cei care cred că eu o critic pe Maia Sandu și pasul ei, greșesc acum, pentru că eu singurul lucru pe care îl spun acum este că se pare că Maia Sandu bate pasul pe loc. Și asta este foarte regretabil, pentru că dacă nu se menține o anumită cadență, ajungem ca și Convenția Democrată din România. Pentru că Convenția Democrată din România a ieșuat lamentabil pe urmă. Constantinescu, dintr-un om agreabil, un om privit ca o speranță a României, a ajuns un personaj grotesc în viața publică din România. Deci bătrânii de la Convenția Democratică au ajuns și ei grotești în spațiul românesc, și nu numai pentru că a lucrat PSD-ul și Ilescu ca să-i facă așa, dar și pentru că ei au avut un comportament. Convenția Democrată a ieșuat în 2 ani de zile în România cu un guvern Ciorbea foarte slab, cu un guvern Radu Vasile lenos și grotesc iarăși. Și după 4 ani de guvernare dezastruoasă a Convenției Democrate, au venit pe mult timp înainte PSD-ul și Iliescu. Așa se va întâmpla și aici, dacă nu se va menține un anumit rit și dacă ei nu vor înțelege că acum ei au pâinea și cuțitul să facă agenda publică. Și nu mâine, poi mâine, dacă ei cred că ei au șansa să se așeze greoi la guvernare,
să meargă prin, da, procedurile trebuie respectate, dar politica nu sunt procedurile unui stat de drept. Politica este mai mult, politica este și emoție, politica este și tactică de război și așa mai departe. Deci fără asta n-au nicio șansă să reușească. Iar ei deja au pierdut 10 zile de aur. 10 zile în care ar fi putut să impună agenda. Dar să nu lasă lumea să se bălăcească în continuare în reglările de conturi ale lui Viorel Morar. Cine e Viorel Morar? Cine-i gândacul ăsta care a stat pe lângă Plahotniuc și a decimat atâta lume în izolatoarele CNA-ului? Cine-i pușlamaua asta care poate influența și are agenturi prin televiziuni ca acum să ajungem ca primul subiect după un câștig atât de mare, după o grandoare atât de mare pe care a dat-o populația acestei țări, să discute pe la toate televiziunile Procuratura Generală și că Stoianoglu le stă în calea viitorului lor luminos. Până și Platon este un subiect fals, oameni buni. Până și Platon este un subiect fals, nu pentru că Platon n-ar fi un hoț. Dar în momentul, trebuie să înțelegeți că în momentul în care PAS-ul a câștigat cu atâtea voturi alegerile, toată hoțăraia aceea de la Platon, Plahotniuc, Dodon și mai departe devin istorie și niște hoți banali ca mulți alții despre care nu știți nimic. Iar relația acum dintre procurorul general și noua guvernare trebuie să treacă în zona unei relații strict instituționale. Mă sufoc de ceea ce se întâmplă săptămâna asta la televizoare. Ne strofoacă pe toți oamenii care vrem să se schimbe ceva în țara asta. Nu vorbesc despre cei îndrăgostiți și care trăiesc în continuare cu dragoste pentru alaibă. Vorbesc de oamenii care chiar au speranța că se poate schimba în țara asta ceva. Uitați-vă la televizoare și vă puneți mâinile în cap ce se întâmplă acum. Ce agendă falsă avem pe ordinea de zi după o grandoare atât de mare a unor alegeri. După ce a fost dat un credit de încredere atât de mare unei formațiuni politice, care se bălăcește în reglări de conturi în continuare, care nu are niciun plan. Eu vă zic, spun încă o dată, poate voi fi auzit, poate sunt auzit, eu mă aștept că partidul ăsta care a venit la guvernare iese într-o bună zi, așa pe neașteptate, la televiziunea moldovenească, în studioul 2 a televiziunii moldovenești, care este mare și care cu emoție ne spun angajamentul lor pentru țara asta. Vedem pe fețele lor frica de responsabilitatea care le-a revenit. Nu vedem nimic din asta. Dacă ei cred că au timp să așeze în fotole, așa cum vă spuneam, greoi, lenos, au timp să râgâie, să meargă în concedii, să vină înapoi, să meargă pe la televiziuni, să apară prin ziare mondene, pe la televiziuni unde se povestească despre viața lor și chinurile lor din familia lor și cum au avut copilării grele și cum acum vor să fericească poporul, ne-am terminat. Experiența asta, uitați-vă, este în România în 96. Adică 20 ceva de ani în urmă. România a trecut deja. Dar pe urmă au fost și lucruri bune în România, pentru că așa strâmbă cum a fost făcută lustrația în România, dar a fost făcută. Atunci când Severin a venit din Occident cu o listă și le-a spus că el are lista agenturii și că cei care au colaborat cu fostele structuri polițiste la noi, deja și cu mafia și așa mai departe, după o analiză vor pleca din viața publică și au plecat foarte mult. Din cei care au otrăvit viața publică. Vă spun, aceste lucruri sunt nu pur și simplu îngrijorătoare. Noi dacă ieșuăm și acum, o să ne vină foarte greu pentru să îndreptăm lucrurile. Pentru că după un eșec, după un eventual eșec lamentabil a acestei guvernări, dar vă spun că ei nu au la dispoziție decât un an de zile, numai mult, după care vor trebui să guverneze, să schimbe guvern după guvern, că CDR-ul atunci
a treilea, deci au avut doi prim-ministri care, pe care i-au topit în decurs de 3 ani de zile. Al treilea prim-ministru nu au mai putut să-l pună pe ei lor. N-au mai putut să-l pună din cadrul convenției. Nici n-au putut să guverneze până la sfârșit. Au fost nevoiți să-l pună pe Mugur Isărescu, care era guvernatorul Băncii Naționale și care putea da o anumită stabilitate până la noi alegeri. Așa putem să ajungem și aici. Dacă oamenii ăștia nu înțeleg că trebuie, bine, nu pot face multe lucruri deocamdată, dar agenda publică o pot face. Eu îi învinuiesc acum numai de faptul că agenda publică este falsă. Până și Plahotniuc se pricepea la a face agenda publică, ba, se pricepea bine. Toți trăiam după agenda publică a lui Plahotniuc, făcut din atașele lui la Publica, la TV8, la altele și așa mai departe. Toată lumea trăia după agenda publică scrisă de Plahotniuc. Ăștia la asta nu se pricep. Nu se poate de grabă da salarii de 2000 de lei. Asta e clar, cred că e clar și pentru cei care așteaptă pensia asta. Dar agenda publică, mobilizare ar putea face. E și cu un subiect fals până acum. Bunii mei prieteni, aud și poate reușim să influențăm cumva. Aud că ministrul reîntregirii ar urma să fie Vlad Culmițchi. Asta e grav. Mie asta îmi spune despre faptul că lucrurile nu sunt înțelese până la capăt. Dacă se apucă cineva acum, printr-un Culmițchi, o să înțelegeți în foarte scurt timp de ce eu vorbesc despre Culmițchi așa. Dacă oameni de genul Culmițchi se apucă să rezolve conflictul transnistrean, noi o încurcăm rău. Conflictul transnistrean nu trebuie rezolvat așa cum în paradigma asta. Trebuie schimbată la început paradigma și pe urmă să ne apucăm să rezolvăm problema transnistreană. Este nevoie de un concept la început și pe urmă să te apuci să faci asta. Că dacă presupunem că se găsește un alt plan COSAC 2, până nu anulez memorandumul Primakov, nici nu poți vorbi despre o agendă pe subiectul transnistrean. Până nu schimbi formatul 5+2 în care să facă parte și România, nu poți trece la a discuta asupra conflictului transnistrean, pentru că ne putem pomeni cu un al doilea plan COSAC, Iar de la asta poate ieși numai scandal. Iar dacă admitem prin absurd că reușim în urma unei convenții ruso-germane sau, știu eu, ruso-europene, nu știu de care, să reîntregim Republica Moldova în cadrul acestei paradigme, Republica Moldova nu va mai exista așa cum o știm noi, așa cum ne sufocăm noi în ea acum. Ea nu va mai exista în forma asta. Ea va fi o alt fel de Republica Moldova. Ea va asemăna mai mult cu Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Și poate partenerii noștri europeni, într-un fel al lor de a înțelege lucrurile, poate chiar cred că așa va fi bine. Dar noi știm că așa nu va fi bine. Noi știm că doar izolând Transnistria de Republica Moldova, construind o altă republică aici, și teritorial, și instituțional, avem o șansă. Altfel, în cadrul unei republici sovietice socialiste moldovenești sau a unei republici, nu-mi vine acum cum să o numesc, dar care este asemănătoare cu ceea ce v-am spus, vom pierde și ceea ce avem. Dar din ceea ce văd eu încă semne bune în sensul ăsta nu le văd și nu apar. O să-mi spuneți că e prea puțin timp, nu-i puțin timp, pentru a da semnalele necesare în acest sens. Sunt foarte strofocat de ceea ce s-a întâmplat după alegerile parlamentare. Eu care v-am spus despre pericolele care pot fi în aceste alegeri. V-am spus data trecută că ne bucurăm cu toții că s-a întâmplat așa, că n-a trecut usată, că lucrurile au decurs așa, că erau mult mai multe pericole decât
decât dacă nu se mobiliza lumea și nu erau mai deștepți decât Maia Sandu și partidul ei? Decât cei ce se vedea cu diversiunile pe care le-au făcut unioniștii în această campanie electorală. Slavă Domnului, diversiunile pe care le-au făcut unioniștii i-au omorât numai pe ei deocamdată. Au fost atât de toxice acțiunile lor încât s-au sinucis. Și slavă Domnului. Dar uitați-vă că în politică e altfel decât în viața de toate zilele. În politică e altfel decât în viața de toate zilele. În politică există viața de apoi, în mod sigur. Altfel, nu vreau acum să fac paralelă cu religia. Deci uitați-vă că cadavrele astea politice acum sunt pe la toate televiziunile. Și vorbesc cu aceeași însuflețire despre planurile lor de cretini, după ce au isterizat atât de mult această societate. După ce această societate s-a dovedit a fi altfel, adică mai bună decât am crezut noi. Cel puțin această conjunctură a dat o energetică socială prin care am scăpat de mizeria de Dodon, am scăpat de tot ceea ce au fost ei și acum ei nu mai contează, ei chiar nu mai contează. Acum, ca să concluzionez și să vă mai spun ceea ce v-am spus până acum, dar într-o concluzie. Bunii mei prieteni, așa cum știu eu, așa cum știu nu numai eu, dar așa cum am o anumită experiență și am văzut, politica este tactică de război. Campania electorală, așa defectuoasă cum a fost ea, noi știm cum s-a ajuns aici, știm toate încălcările care s-au făcut, toate tragerile de păr a Constituției și multe altele. Acest copil, această guvernare este născută și nu-l omorâm din cauza că n-ar fi legitim născut și că e copil din flori. Nu mai contează acum. Noi avem un rezultat din care putem scoate lucruri bune, dar și lucruri foarte proaste. Pentru că primele semne pe care le vedem este că acești oameni n-au înțeles marea responsabilitate care le revine. N-au înțeles că oameni pentru guvernare trebuie să-i cauți în disperare aproape, că ei nu sunt atât de mult. Și încă ceva, tot aici. Georgia, pentru ca să reușească în demersul pe care l-au avut atunci când era Saakashvili președinte, au fost obligați să renunțe la o parte din suveranitatea lor. În favoarea lor. A renunța la o parte din suveranitatea ta în favoarea unor structuri democratice europene sau în favoarea unui stat democratic cum este America, nu este periculos, nu este grav, nu este contraproductiv. În Georgia, americanii au plătit și salarii funcționarilor de stat, miniștrilor. Pentru că această mentalitate pe care au băgat-o tot politicienii în țara asta, că acum în sectorul de stat ar trebui să vină oameni care să lucreze pe un salariu de nimic sau chiar poate fără salariu, pentru că există patriotism, știm noi, da? Formula asta nu merge. Eu astăzi vorbeam cu colegii mei și le spuneam despre lupta împotriva corupției, discutam între noi. Lupta corupției nu se face doar cu dosare penale. Nu doar cu dosare penale. Lupta împotriva corupției se face printr-un șir de măsuri, pentru că dacă un vameș, eu vă iau un profil de vameș. Ei 80% sunt așa cum vă spun eu acum. Un vameș care lucrează la Leușeni și care trăiește în Chișinău și care se duce în fiecare tură de-a lui de la Chișinău la Leușeni. Cu un salariu care nu-i acoperă toate cheltuielile care le are el pentru a ajunge la serviciu. Dar care are casă, care are mașină bună, care face cumătrii, nunți, care cheltuie bani la odihnă și așa mai departe, ce-ți mai trebuie să-ți dai seama că acest om trăiește într-o altă lume decât ce a declarat? Și că nu poți doar cu procuratura să schimbi acest fenomen când ei 80% trăiesc așa. Cui nu e clar că un polițist care are un salariu de nimic trăiește și din altceva, sau un procuror sau un judecător? De aia numai reformarea justiției nu ne scoate nicăieri.
De aia, cedarea unei părți din suveranitatea noastră, pentru ca să punem urechea la experiența europeană și americană, ne poate salva. De aia, dacă Maia Sandu nu are oameni suficienți, este bine să cedeze o parte din suveranitatea noastră prietenilor noștri pentru a reuși în demersul ăsta. Pentru că avem nevoie și de mijloace să plătim salarii, mie îmi spunea un avocat de ună, un avocat bun, care are un salariu de aproape 3.000 de euro lucrând ca avocat. Și spunea, oricât de patriot aș fi, eu nu pot să revin acum la 10.000 de lei. Și eu îl înțeleg. Eu îl înțeleg. Politicienii care și-au făcut o cauză din viața lor, a luptă pentru un ideal, unde mă atribui și eu, așa mă cred eu. Eu n-am devenit om bogat și n-am visat niciodată să ajung om bogat. Chiar dacă am pledat pentru pro-capitalism și spun acum că noi, Mișcarea Populară Antimafie, vrem în toamnă nu pur și simplu să schimbăm denumirea partidului ăsta, care deja gata, această paradigmă antimafie nu mai există, dar și să elaborăm, să îmbunătățim programul nostru A Doua Republică în așa fel încât să oferim acestei țări o altfel de perspectivă. Și suntem gata să ne împărtășim cu elaborările noastre cu această guvernare, care hipernează la ora actuală de 10 zile. De 10 zile. Când trebuiau să fie la Moldova 1 printr-un demers puternic în care se anunță și să impună televiziunile manipulatorii din țara asta să țină de agenda lor, nu de agenda lui Viorel Morar. Pentru că chiar dacă am presupune că am fi avut acum un procuror, nu Stoianoglu, dar un procuror corupt, un procuror al mafiei, dacă presupunem, nici în cazul acela nu merita ca 10 zile după campania electorală să te ocupi doar de procurorul acela. Pentru că ai de schimbat mecanisme. Dar mai ales când avem un procuror ca Stoianoglu, tema asta e falsă. Tema asta e falsă și contraproductivă. Bună, mii prieteni, vă amintesc să puneți un like la emisiunea noastră. Eu vă spun atât de des să puneți un like, pentru că dumneavoastră care priviți această emisiune puteți să uitați. Dar eu când vă spun, dumneavoastră nu vă leneviți să faceți lucrul ăsta, pentru că sunteți parte și ne sprijiniți prin asta. Asta o spun pentru cei care nu își pot permite să fie patroni, să fie alături de oamenii care sprijină formațiunea asta. Suntem 108 patroni la ora actuală, sunt mai puțin decât altă dată. Eu înțeleg acești oameni care și chiar sunt bucuros pentru dâns și contribuie în continuare să ne putem menține. Și dacă alții vă puteți permite lucrul ăsta, nu ezitați să faceți lucrul ăsta, pentru că nu o să regretați. Rugați și pe alții să se aboneze la canalul nostru de YouTube. Eu trec să vă răspund la întrebări. Domnule Ucanu, nu credeți în conspirații, dar nici în coincidențe. Însă bătaia celor doi pare mi se că a reușit mediatic să acopere interviul procurorului general de la N4. Eu nu știu ce au conspirațiile cu coincidențele. Noastră vreți să spuneți că acei doi smintiți s-au bătut la TVO pentru a acoperi ieșirea procurorului general? Departe de mine gândul că le-a sărit Sandra pentru asta, că a fost regizată chestia asta. Nu știu, îmi vine greu să-mi închipui asta. Deși aici toate sunt posibile. Eu n-am spus că nu cred chiar de tot în conspirații și în coincidențe. Eu cred în ele. Adică eu cred că coincidențele nu sunt întâmplătoare foarte des. La fel cum cred că există și acțiuni conspirative. Eu nu cred în teoriile conspirației și nu vreau ca și dumneavoastră să cădeți pradă unor teorii ale conspirației mondiale. Dar în rest eu trăiesc ca și toți oamenii și trăiesc și cu conspirații și nu cred în coincidențe.
cu incidența de ieri, da, o lăsăm așa, bifată, nu știu, nu știu. Am văzut și eu că toate televiziunile au fost preocupate de asta, dar, mă rog, era un eveniment. După retragerea aliaților din Afganistan, Afganistanul devine o problemă a Rusiei care le va crea probleme în Asia Centrală și sau eventual în călcâiul lui Ahile, ca ocaz. Eu cred că Afganistanul este o problemă mondială. Nu numai a Rusiei. Și a Rusiei, și a Americii, și a tuturor. Pentru că odată cu retragerea acolo s-au retras și eu sunt sigur că vor trebui să revin încolo pentru că iarăși se va porni traficul de droguri de acolo, iarăși vor începe a distruge monumente de artă și vor începe a face judecăți șariate și așa mai departe. Asta e, deci Afganistanul chiar e un punct nevralgic al acestei omeniri și cred că democrațiile occidentale mari vor fi nevoite să mai intervină acolo pentru a nu permite ca tot ceea ce produc ei rău acolo să fie răspândit în toată lumea. Droguri, terorism și multe altele. Ce se întâmplă în Ucraina? A reușit Zelenski să intre în rol de președinte? De ce Casa Albă are ambasador la Moscova, dar la Kiev încă nu are? O să-l numească, doar asta nu e o chestie tehnică, nu e o chestie politică, chestia asta sau diplomatică. Ucraina are o sumedenie de probleme, are multe probleme, pentru că e o țară în război, pentru că e turbulentă, pentru că au făcut și ei alegeri adeseori conduși de promisiuni populiste și așa mai departe. Se pare că Zelenski a ieșuat în misiunea lui. A fost o mare speranță și se pare că ieșuiază mult în misiunea lui. Dar așa sau altfel se menține pe o anumită linie de plutire. Când vă spuneam de Convenția Democrată din România, ca să nu rămână așa că doar i-am criticat, Convenția Democratică a fost o mare dezamăgire în sensul că nu a reușit să-și îndeplinească proiectul pe care l-a avut. N-a reușit să rămână la înălțimea acelui fundament pe care l-a pus la baza opoziției din România atunci Corneliu Coposu. Așa cum vă spuneam, un titan al omenesc, un om care a trecut prin toate greutățile vieții și a reușit încă să lase pentru România o moștenire bună, cred eu. Trebuie să știți că lucrurile bune pe care le-a lăsat Convenția Democrată din România a lăsat perspectiva integrării NATO și europene. Chiar dacă au ieșuat la Madrid atunci România, era prea devreme să fie admisă în NATO. Oricum, eforturile pe care le-au făcut ei prin faptul că au devenit aliații americanilor atunci când au intervenit în fosta Iugoslavie, au deschis spațiul lor aerian pentru avioanele astea, le-a deschis o perspectivă mare pe urmă de integrare în NATO și în Uniunea Europeană. Deci, iar cei ce au făcut ei atunci a lăsat pe urmă în urma lor această perspectivă și România a avut de beneficiat din cauza asta. Așa sper să lasă și Zelenski în urma lui, chiar dacă eșuează, perspective bune pentru Ucraina. Asta fac și eu aici când spun că ăștia care au venit la guvernare acum trebuie să înțeleagă că la misiunea grea care stă în fața lor, am spus în cadrul emisiunii trecute, la misiunea grea care stă în fața lor, deci ei oricum nu au cum să reușească acum să iasă curați din lupta asta pe care o au. Ei trebuie să-și asume rolul de detașament de sacrificiu și să-și amintească măcar lumea pe urmă că au fost cineva care și-au asumat curajul ăsta și au făcut lucrul ăsta. Ei nu trebuie să lupte pentru un procuror al lor. Trebuie să rămână cu un procuror străin de ei și să activeze în condițiile în care alaibii lor, litvinencii lor care au interese și mulți alții, grosul acela care tare visează așa să ajungă prim-ministru acum și care în spatele lui stau atâția unsuroși, trebuie să rămână cu un procuror străin de ei și să teamă de procurorul acela că nu e al lor. Asta înseamnă curaj politic.
Iar Maia Sandu, dacă o să umblă fudulă prin toată lumea și o să rostească discursuri insipide, insipide și blazate ca la Batumi, și nu o să înțeleagă că are o șansă acum, o să ieșeze mai rău decât Constantinescu sau Zelenski acum. Domnule Mocanu, care este programul Partidului Mișcarea Populară Antimafie? Lu Constantinescu, eu rămas în urmă o poreclă foarte rușinoasă pentru el. El a rămas cu porecla țapă în România. Maia Sandu trebuie să gândească bine la chestia asta, cu atât mai mult că de gen feminin animalul ăsta sună numai frumos decât țapă. Domnule Ocanu, care este programul Partidului Mișcarea Populară Antimafie față de dezvoltarea tehnologiilor informaționale? Poate Republica Moldova deveni un hub în domeniul IT dacă se vor investi bani? Nu cred în asta. Există în sensul ăsta, deci noi trebuie să înțelegem cât... Eu nu cred că noi avem atâtea resurse umane, dar noi avem. Noi acum cred că în domeniul ăsta avem niște tineri talentați. Dar noi nu suntem pe agenda nici măcar cât e România la ora actuală. Dă Doamne, adică noi n-am pus în programul Republica în programul celei de-a doua Republice o asemenea perspectivă. Dacă sunteți un sprijinător de al nostru și aveți idei în acest sens, noi oricum o să completăm programul nostru Republica Unirii sau cea de-a doua Republică, cum îi spunem noi, și toate ideile sunt binevenite. Fost deputat, ex-președinte al Comisiei Parlamentare de Securitate, Stoianoglu, a recunoscut că dânsul a aflat despre Landromat după ce a devenit procuror general. Ce trebuie să înțelegem din aceasta? Eu cred că, în primul rând, trebuie să rupeți din context lucrurile pe care le spune el. În al doilea rând, procurorul general are metehnele lui. Eu nu-i fac imagine procurorului general și v-am spus că eu am și eu, după un an și mai bine de când a devenit el, aproape 2 ani zile de când am devenit procuror general, am și eu senzația că Stoianoglu, chiar dacă are multe calități umane și profesionale, nu este în condițiile astea procurorul adecvat care trebuie să lupte. Lupta eu o văd altfel. Noi am avea nevoie de un procuror general luptător. Am avea nevoie. Nu spun că am nevoie, pentru că l-avem pe ăsta. Trebuie să ne gândim cum procuratura să fie mai combativă în demersul pe care îl are. Pentru că el pare că nu este. Nu este așa. Dar să-l prindeți cu chestia asta, că o spus așa, că o spus altfel. Nu sunteți victima unei campanii duse prin mai multe valuri de către procurorii lui Plahotniuc și sprijiniți din oameni din sânul actualei puteri. Încercați să vă uitați cu alți ochi la chestia asta. Da, chestia asta prin care se ajunge până acolo că el e găgăuz, că lasă mai că e turc și așa mai departe, asta arată atât de urât. Asta e boala bolii care a fost cultivată în societatea asta de tot felul de extremiști și naționaliști. Eu le spun și aici, las, domnul Can, nu mai credeți turșii ăștia, iată cam acolo să ajungi. Bună seara, domnul Can. Cum credeți, Filat are pârghii concrete sau interese de a influența viitoarea guvernare din culisele puterii moldovenești? Dacă n-ar avea interese, n-are și la televizor. Dar uitați-vă că în țara asta este posibil și așa ceva. După tot ce aici a fost, Filat încă apare la televizor și se dă cu părere. Sunt sigur că are interes. Sunt sigur că caută la ora actuală în guvernarea asta care a venit, îi caută și îi cheamă la apel pe cei pe care i-au plătit, cei care au fost subalterni lui altădată și așa mai departe. Un grosul, eu nu exclud deloc că Filat își poate băga interesele lui în spatele lui Grosu, că te-l văd de odihnit, că e șmecherul lucrul ăsta, băiatul ăsta.
De acum mai bine ar fi acolo o femeie, mai bine ar fi Gavrilița asta care nu o cunosc cât e de profesionistă, nu-mi pare profesionist. Dar femeile au o altă abordare, femeile sunt un pic mai străine de interesele saunilor din Chișinău ăsta și modul în care le sucesc și le învârtesc bărbații în țara asta. Domnule Sergiu Mocanu, bună seara. Cum comentați incidentul de la Jurnal TV unde Sergiu Tofelat și-a arătat maestria? L-a pus la podea pe adversarul său. Este a treia bătaie în care este implicat PAS. Kosovan ăsta care a fost bătut ieri într-un studio de televiziune, lucru condamnabil, desigur. Deci, oameni care nu pot să-și controleze nervii, în modul în care a procedat băiatul acela, cum îi spune lui Tofelat, este inadmisibil. Deci, eu foarte mult sper că omul ăsta nu mai are vreo șansă în politica de aici, adică pentru că nu te poți duce într-un studio de televiziune să te gândești că ești bătut de acolo. Indiferent ce reputație ai tu și cine ești tu. Nu poți merge într-o televiziune cu bâta la tine sau cu o caschetă ca să nu-ți spargă capul și așa mai departe. Da. Acum dacă condamnăm faptul ăsta a violenței fizice, trebuie să spunem că kosovanul ăsta cred că este unul dintre cei mai jigoși personaje din țara asta. Partea proastă este că foarte mulți vor spune așa îi trebuie. Aici e partea proastă. Chiar dacă este inadmisibil să faci așa ceva. Deci kosovanul ăsta chiar este o mizerie mizerilor, dar lucrul ăsta se întâmplă pentru că mizerabili ăștia nu sunt lustrați. Vină e celor care îi invită în studiouri pe ăștia și nu îi lustrează. Jurnal TV era locul în care în câteva valuri diferiți politicieni au luptat împotriva mafiei. Și acum Jurnal TV este gazda tuturor mizerabililor ăștia. Luptă pentru rating, eu știu. Dacă ăsta e prețul pentru care ei își fac salarii, Dumnezeu cu dânsi, nu pot să mă pronunț. Dar dacă vă uitați încă o dată atent, o să vedeți că moderatorul acestei emisiuni provoacă foarte mult această situație care s-a întâmplat. O provoacă și putea să-și dea seama la un moment dat că poate avea loc un asemenea deznodământ. Ca pe unul să dea ochii peste cap și spune că el nu admite ca colegii lui Naș să o să bată botul cuiva în studioul de televiziune și așa mai departe. E foarte urâtă chestia asta. E foarte urâtă chestia asta. Și ea nu trebuie să aibă loc în societate și în spațiile publice. Bună seara, domnule Mocanu. Nu credeți că simbolul antimafie ar mai trebui păstrat pentru vremuri bune? Eu nu știu, bune trebuia să o puneți în ghilimele. Deci eu nu știu dacă... Eu cred că antimafie deja trebuie să se ducă în istorie. Eu cred că acum avem deja alte sarcini și noi și societatea. Deci eu cred că noi chiar am întârziat un pic cu schimbarea denumirii pentru că mai rămâneau, erau și acum încă mai rămân detașamente de asta de clanuri mafiote, dar paradigma propriu zis și-a pierdut actualitatea încă atunci când Plahotniuc a fugit din Republica Moldova. Încă atunci ar fi trebuit să facem asta, dar am avut motive să mai trăgânăm un pic. Dar acum, în mod sigur, antimafiei trebuie să rămână istorie. Noi o să rămânem, cred că, cu anumite... Istoric o să rămânem cu anumite denumiri antimafiei. De exemplu, eu nu știu, o să vedem cum tehnic e posibil, dar cred că acest canal de YouTube ar trebui să rămână cu denumirea antimafiei. Chiar dacă noi vom avea un program care se va numi Republica Unirii și partidul nostru va avea în denumire ceva de genul o altă republică sau o nouă republică sau a doua republică, o să vedem.
Unii analiști de la București consideră că Rusia a favorizat victoria Maiei la prezidențiale și acum în alegeri, deoarece Putin nu l-a mai sprijinit pe Dodon. Sunteți de aceeași părere? Eu cred că, într-adevăr, că Rusia nu s-a mai implicat în Republica Moldova. Eu cred că în felul ăsta Maia Sandu a fost favorizată. Eu nu cred că Maia Sandu este omul rușilor. Eu cred că Maia Sandu este un om de stânga, un om care va face politică și face deocamdată politică din asta șovăielnică, nu face politică tranșantă și nu este capabilă la terapii de șoc. Mie asta mi se pare la ora actuală. Așa cum vă spuneam, nici călare, nici pe jos, nici pe cărare, nici pe drum, nici pe așa, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, cam așa pare să fie politician Maia Sandu. Ea încă nu a dat dovadă că poate fi și altfel. Discursurile ei, vă spun, ca cel de la Batumi și încă vreo câteva, sunt din astea foarte blazate. Până și Lucinski mai spunea câte ceva când spunea un discurs public. Până și Lucinski. Dar aici nimic. Nu-i suficient să vorbești o limbă de circulație internațională. Nu-i suficient să vorbești în engleză ca să dai bine. Trebuie să mai spui ceva. Deci eu cred că prin ceea ce sugerez eu încerc să determin guvernările de aici să înțeleagă că nu poți Republica Moldova, indiferent dacă conducerea Republicii Moldova este pro-rusă sau pro-occidentală, Republica Moldova nu poate să-și permite luxul de a prieteni cu rușii, pentru că întotdeauna vor avea același rezultat. Rusia nu este nici măcar Uniunea Sovietică. Rusia este o țară oligarhică, controlată de un maniac totalitar, cu cuvânturi totalitare în cap și tot așa. Deci nu poți, noi avem nevoie de cel puțin un partener străin care în numele nostru să vorbească cu Rusia. Eu când spun lucrurile astea, nu am în vedere că noi trebuie să luptăm cu rușii, că nu avem nici măcar resurse pentru așa ceva. Dar trebuie să înțelegem că nu putem prieteni cu dânșii la modul direct. Așa cum și-o poate permite până și România, țara noastră. România, țara noastră, poate avea o relație cu Rusia. Fiind țară NATO, poate să-și permite. Noi nu ne putem permite lucrul ăsta. Pentru că vom fi striviți în relația noastră cu Rusia. Vă salut, domnule Mocanu. Procurorul Stoianoglu a avut o apariție publică din punctul meu de vedere bună, la emisiunea lui Gheorghe Gonță. De ce insistă tofilații să-l dea jos? Tofilații, alaibii, Litvinenko, în primul rând. Litvinenko are interese directe. Prin rudele lui, prin relația lui cu Viorel Morar și așa mai departe. Deci Litvinenko, la ora actuală, este expresia intereselor lui Viorel Morar în partidul PAS. Iar el, din câte înțeleg, mai că nu ar fi candidat pentru funcția de ministru justiției. Foarte urât treaba asta. Și foarte urât ceea ce au făcut ei săptămâna asta. Au timp încă să anihileze asemenea manifestări. Eu tot cred că Stoianoglu a avut o prestanță destul de bună în patru. Năstase a dat de înțeles că ar putea candidat din nou la șefia, da. Atunci de ce a demisionat? Sau așteaptă vreo funcție la guvern? Ar fi, Doamne ferește, să-l mai vedem din nou ministru de interne. Ei bine, cred că nu mai există asemenea pericole cu Năstase ministru de interne. Nu știu, crucifixul cel au fost scos de acolo sau că asta ar fi un motiv pentru care ar putea să-l promoveze, știu eu, mitropoliție, ca să aducă crucea înapoi în Ministerul de Interne, în bat joc. Nu a demisionat Năstase, nu a demisionat. Asta a fost așa o acțiune ca să-l vrea înapoi. Năstase, dacă era așa cum zice el că este, ar fi trebuit a doua zi după alegerile prezidențiale încă să spună, domnule, uite că cei ce n-am putut eu face au făcut în locul meu alegătorii că nu m-au mai votat. Și eu acum pot să fiu din nou fericit, să mă întorc în meseria mea de avocat, să fiu avocat internațional, eu
care cunosc câteva limbi de circulație internaționale și care cunosc jurisdicția europeană și americană, omul care a făcut atâta bine oamenilor, pe care le-am apărat drepturile omului și am făcut și am dresc, el asta povestea și acum uite că oamenii au decis în locul meu că eu trebuie să mă întorc la meseria mea și o să am timp să mă duc să bocesc pe umărul mamei și să... Deci el doar asta povestea, că el spunea că politica a fost nevoit să o facă, pentru că îl vroie oamenii și l-a împins din urmă. Dar acum dacă nu te mai împing oamenii, poți fi om fericit să te întorci încolo. Sigur că îmi bat joc. Nu se plece asta nicăieri. Din păcate, ziceam eu într-un eseu, număr babile în Moldova. Bună seara, domnule Ocanu. Cum credeți că va colabora PAS cu Stoianoglu? Sau doar vor încerca să-l demită? Dar nu trebuie ei să colaboreze cu Stoianoglu. Eu mi-aș dori ca Stoianoglu să aibă tactici de război. Dincolo de calitățile lui umane și profesionale, să aibă și calități de om care luptă. Și nu e adevărat că un procuror general nu trebuie să lupte, că nu trebuie să aplice tactici. El trebuie să aplice și tactici și să vorbească cu emoție și să schimbe lucrurile, să dea încredere oamenilor și așa mai departe. Iar PAS-ul nu trebuie să colaboreze cu Stoianoglu. PAS-ul trebuie să se teamă de procurorul general. Trebuie să guverneze și să se teamă că le poate bate procurorul la ușă. Și asta trebuie să fie tradiție pentru toate guvernările. Ca procurorul general să fie străin de guvernările care vin. Iar Stoianoglu este străin de guvernarea lor. Și asta e o condiție foarte importantă pentru procurorul general acum. Dacă, uitați-vă, fiți atenți, dacă cumva PAS-ul rămânea în opoziție și rămânea Dodon la guvernare, în suspiciunea publică greșită, dar există suspiciunea asta, ai fi putut să-i înțelegi de ce ei luptă împotriva procurorului general. Pentru că el este bănuit că ar fi cu guvernarea. Dar acum doar el nu este bănuit că e cu guvernarea, nu? Atunci de ce trebuie să-i ceri demisia? Întrebare. Deci el trebuie să nu fie a guvernării. El nu este a guvernării acum. Deci trebuie să-l demiți? Noi încă avem un stat capturat? Da, el încă nu e eliberat. Noi îți considerăm că el nu este capturat în momentul în care, îi vom lustra pe toți ăștia. Adică statul la ora actuală, hai să spunem așa, statul la ora actuală nu este capturat. El este pe mâna nimănui la ora actuală, pentru că hoții au fugit, actuala guvernare încă e în derută, de aia și spuneam că noi aveam nevoie de un anumit triumf al lor în care ei să spună ce au de făcut. Bună seara, domnule Ocanu. Stoianoglu spune că nu are gând să plece. Ce părere aveți? Ar trebui să plece? De ce să plece? De ce trebuie să plece Stoianoglu? Pentru că vrea Viorel Morar? Pentru că vrea Litvinencu? Că vrea Laiba? De ce el trebuie să plece? El a fost ales prin concurs. Care e motivul să plece el? Corect spune el că nu trebuie să plece. Domnule Ocanu, cum apreciați atacul fără precedent împotriva procurorului general, domnul Stoianoglu? Deci cred că v-am răspuns la întrebarea asta. Găspădin Măcanu, Pacimov, dotăși și vă stimați Tămgădu, partea democratică să-ți da la tacoi zacon și tot grajdanii Moldova, care nu imeut pasporta pe MR, nu imeut prava iezdit na automobile, registrații pe MR. Păi, mare minea, eu nu знаю ответа на этот вопрос. Ставьте двойку. Господин Маканов, здравствуйте. Прошу вас охарактеризовать профессиональные качества нынешнего генерального прокурора Молдовы 5 словами. Спасибо за внимание. Честный, профессионал, чужой, это тоже его качество, чужой в смысле, что он не тусовался с этими в саунах, не крестил ихних детей и так далее. Это не его качество, но это очень хорошее положение он имеет.
в этом смысле. Дальше не знаю, вот сказал три, вот, и мне, по-моему, хватит. Я бы хотел еще, чтобы он был бойцом, и чтобы он в публичном пространстве говорил не только как прокурор, а как человек, который, будучи профессионалом, у него есть эмоции для того, чтобы все это перебороть. Командует. Lagonța Stoianoglu a spus că raportul despre Landromat a fost scris în colaborare cu Viorel Morar, iar secretarul comisiei a fost procuroară demisă din cauza abuzului financiar. Să fie adevărat? Probabil că e adevărat, dacă a spus așa. Probabil că e adevărat. Îl credem până la proba contrarie. Bunii mei prieteni, abonați-vă la canalul nostru de YouTube, puneți un like dacă vă puteți permite și rămâneți în permanență cu noi la exercițiile noastre de discernământ. Vă aștept miercurea viitoare la 20:30 pe antimafie.media.